Consiliul Județean Dâmbovița s-a reunit astăzi în ședință ordinară festivă pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României. Pe ordinea de zi a fost un singur punct și anume proiect de hotărâre privind alocarea unei sume și anume 10.000 de lei Asociației Veteranilor de Război Dâmbovița cu ocazia Zilei Naționale a României. Măcar de 1 decembrie trebuie să ne gândim la cei care au slujit armata țării, la cei care au fost în război, să ne gândim la cei care și-au jertfit viața pentru întregirea neamului românesc, să ne gândim la cei care luptă pe front în afara granițelor țării în aceste momente, să ne gândim și la românii din afara granițelor țării, că e vorba de români care lucrează în străinătate sau este vorba de frații noștri din Basarabia. Vă propun să votăm alocarea acestei sume. În cadrul ședinței de Consiliu Județean Dâmbovița, consilierul județean al Partidului Social Democrat, Tudor Doru Lucian, a luat cuvântul spunând că ar fi bine să se mai aloce încă 10.000 de lei Asociației Veteranilor de Război Dâmbovița, adică în total suma de 20.000 de lei. Aș dori să mă adresez colegilor din Consiliul Județean, având în vedere obiectul acestui ajutor umanitar, cât și momentul festiv în care ne aflăm, bănuiesc sau chiar am certitudinea că sunt în asentimentul tuturor colegilor ca să dublăm ajutorul acordat pe Asociații Veteranilor de Război, cu siguranța că doamna directoare și personalul de specialitate vor găsi totuși de la capitolul alte cheltuieli și această sumă, 100 de milioane vechi, 10.000 și așa, care totuși față de alte investiții care le-am aprobat, nu constituie, cred, o problemă deosebită pentru bugetul Consiliului Județean. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Florin Popescu, a luat act de această propunere și a supus la vot. Consilierii au votat în unanimitate să se mai aloce încă 10.000 de lei, adică în total 20.000 de lei Asociației Veteranilor de Război Dâmbovița. Cei 10.000 de lei alocați în plus Asociației Veteranilor de Război Dâmbovița s-a luat din bugetul asocierilor cu primăriile județului Dâmbovița. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru adoptare? Abțineri? Împotriviri? Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Cu bucurie am răspuns invitații de a participa la această ședință solemnă a Parlamentului Local al Județului Dâmbovița. Pentru că este o zi sfântă, o zi minunată și în principiu, în momente solemne și oamenii trebuie să trăiască intens, solemn și superior ziua pe care cu toții o sărbătorim astăzi.